Și nici Crăciunul acesta nu vom avea parte de carne de porc din România. Fermierii anunță că pot asigura doar 20% din consum, iar de vină ar fi epidemia de pestă porcină. Specialiștii în domeniu spun însă că, în realitate, responsabile ar fi autoritățile care nu iau în niciun an măsurile necesare. Anul acesta în România sunt peste 90% din cazurile de pestă porcină din Uniunea Europeană, o situație de care ne-am lovit și anii trecuți în pragul sărbătorilor de iarnă, însă nici acum nu au fost luate măsuri. Concluzia este una foarte clară. Nimeni nu a făcut nimic pentru protejarea producției cărnii de porc în România. Asta este o realitate tristă cu care ne confruntăm de 5 ani și jumătate. Și în ciuda faptului că asociațiile producătorilor din carne de porc din România au cerut autorităților să ia măsuri, până acum nimic nu a fost schimbat. În continuare, în gospodăriile din țară sunt crescuți porci, fără însă să existe o situație clară în legătură cu animalele. Noi am cerut în permanență autorităților, încă înainte de ca pesta să intre în România, am solicitat să se ia măsuri astfel încât să protejăm țara. Gândiți-vă că jumătate din porcii României se află în gospodăriile populației. Nimeni nu știe de fapt cât sunt, absolut nicio autoritate nu poate să dea astfel de cifre, dar acolo sunt. N-am fost niciodată atât de naivi să ne închipuim că autoritățile o să interzică creșterea porcilor în gospodăriile populației. Măsuri ar exista, dar autoritățile întârzie să acționeze în acest sens, așa că românilor nu le rămâne decât să apeleze la carnea de import din Spania și Italia, în timp ce fermierii din țară au pierderi imense din cauza pestei porcine. Nu va avea o carne atât de proaspătă pe masă, pe masa de Crăciun, ca și când animalele respective ar fi fost sacrificate în abatoarele autorizate din România. Pentru că una e să sacrifici într-un abator românesc și mâine să fie în Galantar, și alta e să o faci în Spania.